Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, Revenim la tema abordată de Pavel în prima parte a celei de-a doua scrisori adresate corintenilor, și anume, mângăierea oferită de Dumnezeu. Cât de minunat este, dragi prieteni, să avem un Dumnezeu care ne poate mângâia în toate necazurile noastre. Una este să ai mângâiere când soarele strălucește și când te bate cineva amical pe spate, și alta este să fii cu adevărat mângâiat la vreme de necaz. Vom vedea că Pavel a experimentat această mângăiere în vremurile sale de necaz și tulburare. Noi avem nevoie de siguranța prezenței lui Dumnezeu în toate circumstanțele vieții noastre, în ceasul deznădejdei. Din păcate, pentru mulți oameni, creștinismul este doar o teorie. Pentru alții este o profesie. Este doar o haină pe care o îmbracă la ocazii speciale, după care trec la îmbrăcămintea mai ușoară de zi cu zi. Pentru mulți, creștinismul este un ritual stagnant, un limbaj lipsit de semnificație. Dragi prieteni, dovada valabilității creștinismului este dată de viața creștinului. Apostolul Pavel a arătat prin viața sa că, pentru el, creștinismul nu era doar o teorie. Dar să revenim la textul primului capitol din aceasta a doua epistolă adresată credincioșilor din Corint. Și vom citi de la versetul 5, locul în care ne-am oprit data trecută. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte de belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Vom vedea că Pavel va vorbi foarte mult despre necazurile sale, despre cele pe care le avea la momentul acela și despre mângâierea pe care o primise de la Dumnezeu în toate situațiile de criză. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, pe care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și aveam nădejde că ne va izbăvi încă. Acesta este un fragment minunat care ne explică de ce îngăduie Dumnezeu să avem necazuri sau să fim bolnavi. Pavel ne spune aici că era bolnav de moarte, de fapt, sentința morții era asupra sa. Era atât de bolnav încât a fost convins că va muri. Alții cred că el se referă aici la acea ocazie în care mulțimea l-a aruncat în Efes. Oamenii aceia l-ar fi sfâșiat pe Pavel și ar fi făcut din el un martir. Este posibil ca Pavel să se referă aici la oricare din aceste experiențe. Ambele ar fi purtat sentința morții. Dar apostolul spune că Dumnezeu, care învie morții, ne izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Aceasta ar trebui să fie și nădejdea noastră în zilele acestea. Îngăduiți-mi să spun că Dumnezeu îngăduie ca noi, creștinii, să suferim. El are un motiv întemeiat și un scop clar în această privință. Intenția lui este ca suferința să lucreze spre binele credincioșilor. În urma suferinței noastre, ne ar trebui să fim capabili să-i mângâiem pe alții care suferă la fel ca noi. Toate lucrurile pe care le avem noi sunt în viața noastră datorită îndurării lui Dumnezeu. Și noi avem toate acestea spre folosul altora. Indiferent de cât de puțin aveți, dragi ascultători, tot ce va da Dumnezeu este dat cu scopul de a fi de folos altora. Și toate darurile de care vă bucurați vă sunt date prin îndurarea lui Dumnezeu. Dacă aveți bani, avere, sănătate, talent sau orice alt dar, Dumnezeu vrea să le folosiți împărțindu-le cu alții. Tot ce vine în viața voastră, dar sau suferință, vine prin îndurarea lui Dumnezeu. Predicatorul Harry Ironside obișnuia să povestească o întâmplare care a avut loc pe când un prieten de-a lui vizita Austria cu autocarul. La un moment dat, șoseaua a fost blocată de o turmă de oi care trecea dintr-o parte în alta. Omul care stătea lângă acest prieten în autobuz era enervat din cauza că oile erau mânate din spate doar de doi câini ciobănești. Prietenul creștin l-a întrebat pe vecinul său de autocar dacă știe cum îi cheamă pe cei doi câini. Vecinul l a răspuns vag iritat. Nu, nu știu cum îi cheamă. De unde să știu? Dumneavoastră știți? Prietenul creștin a răspuns. Da, știu. Pe unul îl cheamă bunătate, iar pe celălalt îndurare. Vecinul contrariat în continuare. Da, de, de unde știți? Știu, a venit răspunsul, pentru că David a spus, da, bunătatea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Poate că nu credeți că de îndurare și bunătate era nevoie pentru a împiedica o turmă de oi să se abată din drum la dreapta sau la stânga. Dar să știți că îndurarea lui Dumnezeu este cea care ne ține pe drumul drept și îngust, și el folosește încercări și dificultăți pentru acest scop. El este părintele îndurărilor. Cunosc pe cineva care, deși a avut de luptat cu o boală necruțătoare, prin îndurarea lui Dumnezeu a biruit-o, chiar dacă nu definitiv. El este conștient de faptul că boala poate reveni în orice moment. Dar acum este recunoscător lui Dumnezeu pentru răgazul pe care îl a oferit prin îndurarea sa cea mare. Acest prieten al meu a primit la un moment dat o scrisoare care, după părerea mea, era arogantă. Omul care scria spunea: Dumnezeu mi-a spus că vă veți face bine, așa că nu mai trebuie să vă îngrijorați cu privire la acest lucru. Dar prietenul meu s-a întrebat: Dacă el era cel care suferea de cancer. De ce nu-i Dumnezeu direct acest lucru? El se încredea în Dumnezeu pentru izbăvirea sa după exemplul apostolului Pavel. Dragii mei, nu cred că ne putem permite să fim aroganți înaintea lui Dumnezeu. Mai degrabă trebuie să ne purtăm cu mănuși. Dragi ascultători, deși Pavel avea o atitudine ponderată în aceste privințe, el putea spune cu mare siguranță că Dumnezeu l-a izbăvit de la moarte. Mai mult, el ne izbăvește chiar acum și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Vedeți, eu nu, găsesc niciun pic de aroganță sau îngânfare în aceste cuvinte rostite de Pavel. El nu putea afirma cu certitudine că Dumnezeu îl va izbăvi, dar putea spune, avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Bizuindu-se pe această nădejde, Pavel se putea bucura de faptul că Dumnezeu îi îngăduia să propovăduiască Evanghelia în acea vreme. Aceasta nu îl împiedică să ceară credincioșilor din Corint să se roage pentru el. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu vrea să facem acest lucru. Și eu am apelat la alții pentru rugăciune, le-am cerut să se roage pentru mine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că au fost oameni care s-au rugat pentru mine de-a lungul anilor. Repet, dragi ascultători, ceea ce spuneam adineauri. Eu cred că Dumnezeu îngăduie ca noi să avem necazuri pentru ca să fim o mângâiere pentru alții. Suferința noastră este spre folosul altora, în sensul că și alții să fie mângâiați cu mângâierea cu care am fost mângâiați noi. Ascultați acum din nou ce spune Pavel. În adevăr, franților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Este vorba despre versetul 8. În manualele de școală, cele mai vechi, era următoarea istorioară. Soarele și vântul s-au luat la întrecere să vadă care era mai puternic. Văzând un om îmbrăcat cu o haină peste cămașă, vântul a spus: "Pot să-l fac să-și scoată haina fără probleme." Și a început să sufle cu putere și aproape că l-a trântit la pământ pe bietul om. Dar cu cât bătea vântul mai tare, cu atât strângea omul mai puternic haina în jurul trupului său. Soarele a spus: "Ei, acum este rândul meu să încerc." Pe și-a trimis razele blânde și calde asupra omului și acesta s-a simțit atât de bine încât și-a scos haina și a rămas în cămașe. Soarele a câștigat întrecerea. La fel se întâmplă și cu noi. Vântul adversității nu ne va îndepărta de Dumnezeu. Când începe să bată acest vânt puternic, când ne simțim împinși încoace și încolo de furia lui, noi venim la Tatăl nostru care ne poate mângâia. Dar, vedeți, pe de altă parte, când totul merge strună în viața noastră, ajungem într-o poziție periculoasă. Când soarele strălucește, creștinii iau totul prea ușor. Își scot haina neprihănirii practice și încep să facă tot felul de compromisuri cu lumea. Este modul în care procedează destul de mulți astăzi. Pavel spune însă că noi trebuie să fim atenți și să ne lăudăm cu ceva diferit. Ascultați numai, versetul 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume, și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Pavel spune că el se poate bucura de mărturia pe care o aducea viața lui și avea dreptate. Felul lui de a trăi, curat și în temere de Dumnezeu, nu se bizuia pe înțelepciunea omenească, ci pe harul lui Dumnezeu. Dragii mei, viețile noastre nu sunt o mărturie pentru cei din jur datorită înțelepciunii noastre omenești. Dacă am fost o mărturie pentru Dumnezeu, acesta se datorează faptului că ne trăim viața într-o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Pavel spune că, prin harul lui Dumnezeu, suferința a produs acest rezultat în viața lui. Suferința este o îndurare a lui Dumnezeu și produce în viața noastră calități care trebuie împărtășite spre folosul celor din jur. Dragul meu prieten, oricât ar părea de greu, dacă astăzi te afli pe un pat de spital și dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, acel pat poate deveni un amvon mult mai important decât cel de la care predic eu în fiecare duminică. Ține-te rog cont de acest lucru. Revenim la ceea ce spune Pavel. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Și deci, de că până la sfârșit veți cunoaște, cum ați și cunoscut în parte, că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Isus. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să veți un al doilea har. Cu alte cuvinte, Pavel spune, nu am fost eu o binecuvântare pentru voi prima dată? Iată că vin a doua oară și vreau să fiu și de data aceasta o binecuvântare pentru voi. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudea. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu un chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da, da și nu, nu? După cum vedem, Pavel spera să se ajungă în Corintă dar n-a ajuns încă. Acum, câțiva din dușmanii lui din Corintul l-acuzau că nu vorbise serios și că n-avusese cu adevărat intenția de a veni acolo. Îl acuzau de lipsă de sinceritate sau de consecvență. Ca răspuns, Pavel le spune că el fusese sincer cu ei și că atunci când el le spune da, este sigur că asta vrea să spună. Cu alte cuvinte, el nu spunea nu atunci când avea intenția să spună da, sau invers lucru pe care și noi ar trebui să-l învățăm. Nu este potrivit pentru credincioși ca ei să trateze cu ușuretate programul, întâlnirile pe care le aranjează în afaceri sau în orice alte relații. Avem nevoie, dragii mei, de creștini care să se țină de cuvântul dat. Ești un astfel de creștin? Dar ne întoarcem. Versetul 18. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Cu alte cuvinte, Pavel nu a spus mai întâi că va veni, pentru ca apoi să se răzgândească. El nu s-a dovedit nehotărât prin purtarea lui. Dar care este răspunsul? Ei bine, Dumnezeu îl condusese. El era în voia lui Dumnezeu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, a fost da și nu, ci în el nu este decât da. Evanghelia pe care o predicase el era o evanghelie glorioasă, pozitivă. Era un da, pentru că în Domnul Isus nu este decât da. Evanghelia este vestea bună a ceea ce Domnul a făcut deja pentru noi. Noi nu avem noi un Dumnezeu credincios, ci și un Domn Isus Hristos cert și ferm. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în el sunt da, de aceea și Amin, pe care îl spunem noi prin el, este spre slava lui Dumnezeu. În Hristos totul este pozitiv, dragii mei. Dumnezeu își împlinește făgăduințele făcute în cuvântul său. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inima arvuna Duhului, continuă pafel. Pe lângă Dumnezeul credincios și adevărat și fiul sigur și demn de încredere, avem și Duhul Sfânt care locuiește în noi. În această afirmație avem întreaga lucrare a Duhului Sfânt din prezent. Cel ce ne întărește, sau cel ce ne face să stăm fermi în Hristos. Oare cum se face acest lucru? Când Pavel a scris prima sa epistolă pentru Corinteni, care se dovediseră a fi șovăilnici și influențabili de lumea de păcat în mijlocul căreia trăiau, el conchidea: Fiți tari, neclintiți sporiți totdeauna lucrul Domnului, căci știți că o la voastră în Domnul nu este zadarnică. Noi rămânem fermi sau suntem tari în Domnul prin lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei. În primul rând, Duhul Sfânt este Cel care ne convinge. Domnul Isus a spus ucenicilor că Duhul va convinge lumea cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Cel de-al doilea aspect al lucrării Duhului Sfânt, după ce noi, datorită convingerii exercitate de El, l-am primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, este acela că ne regenerează, ne dă o viață nouă, vine și locuiește în noi. Pe lângă faptul că acum El locuiește în noi, El ne și botează în trupul lui Hristos. Este interesantă exprimarea lui Pavel din versetul 21. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Este vorba despre Dumnezeu, Duhul Sfânt. Noi cântăm un binecunoscut cântec: În siguranță în brațele lui Isus. Ei bine, după câte citim aici, noi n-ar trebui să cântăm despre cât de sigur suntem în brațele lui Isus. Când suntem puși în Hristos, prin botezul Duhului Sfânt, noi devenim mădularele trupului Său. Așa că, în loc să spunem că suntem în siguranță în brațele lui Isus, noi suntem în siguranță ca braț al lui Isus Hristos. Adică suntem în siguranță ca mădulare ale trupului lui Hristos. Extraordinară siguranță, dragi mei. Vă duc aminte, dragi ascultători, că Duhul Sfânt lucrează în inima noastră chiar și în aceste zile. Ne convinge de păcatul nostru, ne regenerează, ne locuiește și ne botează. Ne spune Pavel, cel care ne a uns este Dumnezeu. Ungerea Duhului Sfânt este un adevăr, din păcate neglijat astăzi. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 20, Scriptura spune: Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. Aici este vorba despre ungerea Duhului Sfânt. Este nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne conduce și a ne călăuzi. Tot apostolul Ioan spune că despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți trebuință să se vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Această lucrare a Duhului Sfânt este foarte importantă. Să știți însă că El nu vă trimite o diplomă prin poștă, deci nu vă dă recunoașterea în dar într-o cutie frumos împachetată. Dragul meu prieten creștin, tu ai în tine Duhul Sfânt care te învață și numai El poate deschide cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Acesta este motivul pentru care Biblia este o carte miraculoasă. Domnul Isus le-a spus ucenicilor săi, Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Adică Duhul vrea să vă călăuzească în tot adevărul. Pavel a mai spus, el ne-a și pecetluit. Este o altă lucrare minunată a Duhului. Într-un alt loc, Pavel spune, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Este vorba despre versetul 30, capitolul 4 al cărții Efeseni. Este posibil să-L întristăm atât de mult încât să-L facem să ne abandoneze? El ne-a pecetluit și ne va izbăvi în ziua răscumpărării. Este ca atunci când duceți o scrisoare la poștă. Din când în când, câte o scrisoare se pierde și nu mai ajunge la destinatar. Dacă vreți să fiți sigur că scrisoarea voastră va ajunge la destinatar, o trimiteți recomandată, cu confirmare de primire. Poșta vă garantează astfel că destinatarul va semna pentru scrisoare și voi veți primi o chitanță cu semnătura respectivă. Duhul Sfânt vă pune o pecete care arată că voi sunteți ai lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, dacă ești una din oile lui, nu vei fi pierdut. Da, este adevărat că te poți rătăci, dar el va veni să te caute. Duhul Sfânt este ilustrat în pilda lui Luca, în care femeia care a pierdut o monedă a făcut tot posibilul să o găsească. Și ne-a pus în inimă arvuna Duhului, este un verset care cred ar putea fi mai bine tradus prin ne-a pus în inimă Arvuna, care este Duhul Sfânt. Arvuna arată că vor mai fi și alți bani și altă plată. Dacă dai un avans pentru orice bun pe care îl cumperi în rate, prin acest avans te angajezi să dai și restul banilor. În același fel, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt și aceasta este o indicație, o asigurare a faptului că va mai urma ceva. Și cât de minunat este să ne gândim că Dumnezeu ne-a pregătit mult mai multe lucruri extraordinare. Dar acum mergem mai departe la versetul 23. Iau pe Dumnezeu martor față de Sufletul meu că n-am mai venit până acum la corint tocmai ca să vă cruți. Pavel spune că dacă ar fi venit la ei mai devreme, ar fi făcut ce a făcut prin cea dintei epistolă. Adică i ar fi certat, i-ar fi admonestat. Pavel a fost chiar dur în acea primă epistolă. De fapt, el spune, dacă aș fi venit, aș fi fost foarte aspru cu voi. Dar am vrut să vă cruți de un astfel de tratament. Am vrut să văd dacă vă rezolvați singur problemele. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Pavel le spune corintenilor, eu nu sunt episcopul sufletelor voastre, nu încerc să domnesc peste voi, aveți de plină libertate în Hristos. Eu vreau doar să fiu de ajutor. Vreau să vă ajut, să vă bucurați din plin. Căci stați tari în credință. Și noi trebuie să stăm tari în credință, dragi prieteni. Pavel a stat deoparte și n-a venit la Corint astfel încât credința corintenilor să fie întărită. Și ei au crescut în Domnul. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu îngăduie anumite dificultăți și încercări în viața noastră. În felul acesta, credința noastră se întărește, iar noi creștem în viața noastră creștină, în responsabilitățile noastre, în deciziile pe care le luăm. Să rămânem, deci, tari în credința noastră și fie ca binecuvântarea celui preanalt să fie peste noi, peste toți. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic